În vreme ce mulți dintre noi nu știm ce ne rezervă nici ziua de mâine, alții au planuri întinse pe luni întregi și luptă să se asigure că toate se vor concretiza. Este și cazul jucătoarei de tenis Mihaela Buzărnescu, care și-a trecut un prim obiectiv pe lista din 2020. Unul impresionant, am putea spune, jocurile olimpice de la Tokyo din această vară. Mihaela este a cincea româncă în topul WTA și se pregătește să revină în circuit luna viitoare, în aprilie, după operația de la umărul stâng. Avea așteaptă competiția și recunoaște că te tenisul este viața ei. Ca să vă facem o scurtă introducere, aflați că în 2016, atunci când Mihaela a revenit în lumea tenisului după mai multe accidentări, era pe locul 600 mondial. Într-un singur an a avut un salt uriaș de peste 500 de loc. Acum cu aceeași ambiție vrea să lupte să ajungă în top 50, un prag pe care ține musai să-l atingă. Cu mândrie vă spunem că Mihaela Buzărnescu a acceptat să ne fie alături în acest platou, așa că vrem să-i urăm un călduros bun venit. Călduros, adevărat. Bună ziua. Bună ziua. Că cu drag, bine drag. -a -a la fel de calduros era la <laughs> dimineața că asta a început să ne povestești înainte de pauză. Da. Cum e lați alergi la 5 dimineața? Vezi flacăra olimpică în față. Ce ce te Sincer te până. motivează și îți dă un boost energetic foarte mare. Adică mă simțeam mult mai energică pe, pe timpul zilei. După amiază eram un pic într-o scădere, dar uh, uh, mi-a plăcut foarte mult experiența asta. Nu mai făcusem înainte și sper să o repet în curând, uh, când se mai încălzește puțin. Ce, ce presupune pregătirea pentru Jocurile Olimpice? Multă disciplină, multe sacrificii. De altfel, asta facem mereu pentru a încerca. Avea un clasament foarte bun și a urca tot timpul și avea rezultate bune. Dar timpul meu e mai scurt, acum din cauza intervenției chirurgicale și. Uh... Îmi cer din, tot, din toate puterile să mă refac 100% Nu vreau să încep mai devreme Ca să pot juca două luni jumate în continuu concursuri Deci a, ai avut o intervenție a, la umărul stâng? Da, este um, exact mâna cu care joc eu, mâna mea de bază cum Un să spune. și a, asta ce presupune? Că antrenamentele, la antrenamente trebuie să combin și partea de recuperare Și cu partea exact. activă și cu... și cu pregătire fizică și Fac pregătire. trei antrenamente pe zi, pentru că am început să joc și cu mâna dreaptă de două săptămâni pe, ca să mă obișnuiesc cu terenul, cu deplasarea în teren, vizualizare, tot să-mi fie mai ușor când revin. Joc cu mâna dreaptă, dar fac și pregătire fizică o dată sau de două ori pe zi, plus trei ore de recuperare. Și cum ar fi să descoperi da? Că joci foarte bine cu mâna dreaptă. Sincer, mă, descurc din ce în ce mai bine. Jucând în fiecare zi, normal că repetând te adaptezi mai bine. Dar la vârsta asta n-aș putea nu să mă. mă apuc să joc cu dreapta. Tu ai backend ul cu două mâini? backend ul cu două mâini și nu pot deloc să dau backend ul cu două mâini pe partea cealaltă. Deci dau un slice. Bine, nici nu vreau să forțez să pun mâna stângă, dar... N-aș putea, adică oricine ar juca cu mine m-ar uh, juca numai pe revedere <laughs> ne spuneai că există foarte multă disciplină Și în alimentație există disciplină Da, da nu. Uh, Eu nici n-am un organism uh, în care aș putea să mănânc tot ce vreau că nu se depune Trebuie să fii atent. Uh, am și făcut uh, câteva săptămâni de intermittent fasting și am dus un pic și la extreme pentru că am citit niște documentare destul de interesante, că dacă îi dai niște șocuri organismului, uh, din potrivă te ajută lucrul acesta, adică Tenimos. și în antrenamente și în alimentație. Și am avut uh, și 24 de ore, în și 30 ceva de ore nimic. în care n-am mâncat, după ai care am apă dat doar? apă și, mă rog, ceva shake-uri de proteine uh -huh. cu zero carbs. Dar aveai și antrenamente în perioada? Mai legere. Okay. mai lejere, adică n-aș face lucrul acesta în momentul care încep antrenamentele serioase de tenis. Asta a fost o perioadă în care am dorit să ajung la o greutate mult mai apropiată, adică, de fapt, cea pe care o aveam înainte când eram în competiții, Cea în care jucam te simți bine, bine probabil. Da. Și, aceste documentarii sunt foarte bune și fă, sunt făcute de cineva și care ce studiază. General mănânc proteine, legume, mai mănânc și carbohidrați, îmi plac pastele foarte mult și pizza, șnițărul. O dată pe săptămână, cum un. Mai fac și de, exact. Da, cheat da, da, da. Adică da. în așa fel încât să nu te frustreze lucrurile da, da, și știu că a doua zi trebuie să fiu mai atentă, dar am o alimentație Sănătoasă și încerc mereu să o țin. Nu sunt vegetariană, am fost o perioadă acum câțiva ani și nu mi-a fost deloc bine pe nu partea aceasta sportivă, adică nu am reușit să am energie. Dar mănânc și carne, nu mult, dar mănânc. Tu ai făcut o pauză în perioada asta, nu e așa? Da. După și înainte și după intervenție, în fine. Da. Bănuiesc bă că a fost destul de greu. E destul de greu să te uiți la competiții de acasă, de acasă. și bă, nu știu, bănuiesc că te motivează și mai tare mă motivează dacă nu mă uit. <laughs> ah, sau <laughs> mai bine ce mai bine. Nu m-am uitat, foarte puțin m-am uitat la Australian Open pentru mm -hmm. că nu mi era ok. Mai mult m-am uitat așa la meciurile de băieți, la meciurile de fete mi era mult mai greu. Uh, și acum când am fost la Cluj, la Fed Cup, uh, am vrut din tot sufletul să merg să susțin echipa și să le fiu alături. Dar în același timp, uh, stând pe margine în lojă, știind că nu pot să, să intru pe teren sau să fiu, fiu la antrenamente, cum a fost în, în săptămâna aceea, nu mi-a fost ușor. că am plecat, un, bine, am plecat dezamăgită din cauza... Faptul că n-am reușit să ne calificăm, dar și dezamăgită că... Că nu ești tu încă acolo. Încă nu sunt... Uh, da, și eu acolo. Bun, dar exceptând această perioadă, cum ești în fața televizorului? E, Trăiești fiecare moment? Da, cum? Când mă uit la meciuri, îmi transpiră mâinile. Um, plimb de plin colo de colo-colo? Adică da, când, de exemplu, când a jucat Federer, acum... Acții m-am enervat când a jucat Federer. Bine, dar era accidentat, adică... Era, dar da. mi mi place mult de el și eram așa... Eu sunt, știi, nu știu dacă ai observat, bine, asta e o chestie inside, așa, el a și spus, Fredere a jucat squash de mic. Da. Și una dintre loviturile, nu știu dacă știți, slice-ul slice pe forehand, acela. așa, e da, din da. squash. Ce zici dacă inventăm și noi o altă lovitură? Ar trebui atunci să Vreau. fac antrenamentele. De fapt, păi acolo da. voia să ajungă. <laughs> da. Păi, păi ce Poate mă ajută. Că există o jucătoare, Monica Niculescu, care folosește slice-ul de dreapta foarte mult și este foarte bună lovitura aceea. Eficientă. Adică eficientă și foarte greu de jucat împotriva ei. Așa că, de ce nu? Deci Cum ai acceptat o astfel de Am imitație. acceptat, da. Ia, acceptăm. A fost și Olivia la scoaș? Da, a luat da. Cu doi odată la și locul 2 la o și Da, o locul 2, bravo. Dar Norocul uh, începătorului, Mihaela, asta a fost, îți spun eu. Da, am înțeles. Știu că se transpiră foarte mult. E de... oh, <laughs> se se transpiră numai. <laughs> știi, după. Dar chiar cum e, de, pe teren tu ai niște ticuri, știm clar că Nadal simte nevoia să da. Ai pe mereu sticlele bă, da, da. orientate într-o direcție. Fiecare jucător are ticul lui. Fără să vreau, mi l-am deprins în momentul în care merg la bancă în pauză în nasul, îmi pun termobag într-o parte, în partea stângă, îmi scot un gel de mâini pentru transpirație, mă șterg, tot timpul mă șterg cu prosopul, inclusiv la asul braț și mi-a zis mama de mai multe ori că, că se vede și, că nu, se mai vede și nu mai faci și giga, că asta e, nu știu dacă sunt sau nu transpirată, dar eu o fac. Ar fi culmea să stau să mă gândesc în pauză să nu fac, că mă vede lumea la televizor. Sunt cumva niște rigori și cred că fiecare da, că așa nu am superstiții are. cu picioare. Sau, astea s-au format, sunt niște automatisme care, sincer, le fac. Nu știu dacă... Da. Dar de, de fiecare dată le faci, nu așa? Da. Deci, termobag. termobag în stânga, am scot oh, gelul, gel, -să, suflu nasul, <laughs> mă șterg cu prosopul și le repetăm până <laughs> ce pauză. pauza. Hai, la, suntem <laughs> foarte încântați că ai fost astăzi nu la alături de eu, noi și drag. că te-am cunoscut. Îmi pare bine. Și, și ținem eu. pumnii. Ținem pumnii din aprilie pe teren. teren. Abia aștept că nu mai pot să stau acasă. Și te așteptăm aici și eu, te aștept pe terenul de scoasă. Cu drag. Facem mulțumim. și o filmare frumoasă ca din să nu să normal, atestăm normal. o prezență <laughs> acolo. Mai ales că pentru mine ar fi prima oară, așa că... Asta zic. Chiar interesant. Îți mulțumim din suflet. Cu drag, cu drag. Mult succes. Mulțumesc, la fel și o sănătate. Iar acum este momentul să aflăm care sunt subiectele de la ora 13.